Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi, la Viața Bate, filmul mi-am adus aminte de Mai 3. Mai țineți minte? Mai 3 era o carte. Mai 3? Ce? Mai citesc, dar... O carte, Mai 3. Nu mai citesc așa, dar nu mai țin minte. Și-o leacă băut? Dacă s-ar întoarce acasă toți cei care au valoare și care au câștigat experiență în afară și ar fi să ne apucăm să muncim pentru România și pentru noi, eu cred că România are o șansă de a ajunge din urmă țările care sunt mult înaintea noastră. Din păcate, puțin manageri din România înțeleg că cel mai important capital a unei societăți este capitalul uman. Degeaba poți să ai cea mai minunată tehnologie, dacă n-ai cu cine să o exploatezi, este zero.